Domnule Simion, domnule Simion, domnule Simion. Poftiți, poftiți, chiar și eu sunt într-un live acum, la mine acasă este țara mea. Domnule Simion, candidați la următoarele alegeri? Evident, evident, m-am gândit foarte mult, este nevoie să candidăm. Trebuie să intre un om ca mine în politică, un om din generația tânără care n-are de a face cu sexomarxiștii. Ne-am săturat să avem președinte un om străin, trebuie să fie un om care să facă voia poporului. Trebuie să... Care este modelul dumneavoastră de președinte, Iliescu sau Iohannis? Glumiți, modelul meu de președinte este șeful de galerie. Știți că am fost și eu în galerie, șeful de galerie era cel mai bun președinte. În sondaje sunteți peste Emil Boc. Să fim serioși, și dumneavoastră puteți fi peste Emil Boc dacă faceți un pas suficient de mare. Dar sunteți sub Laura Kövesi. Ah, sub Laura Codruța Kövesi, nu-mi doresc să fiu acolo, sincer, locul ei este la cratiță, așa cum bine știm de 2000 de ani. Cât despre Drulă? El este un sexomarxist, el este o... Frații tăi au făcut apel la dumneavoastră și la doamna Șoșoacă. Să-i scoateți din închisoare. Este total greșit, n-au făcut apel frații tăi la mine. Cât despre doamna Șoșoacă, din ce știu eu, doamna Șoșoacă nu mișcă un deget dacă nu îi se oferă minim 5 șaorme pentru început. A apărut o poză în presă că v-ați întâlnit cu Victor Ponta. Da, într-adevăr am fost să xeroxez la el programul de guvernare din moment ce nu mai aveam xerox ca să facem copii. Apropo de copii, cum merge treaba? George. Ați zis că vă doriți 4-5 copii. Lucrăm la asta, lucrăm. George! Vă strigă soția. Da, este cea mai calmă, cea mai iubitoare, cea mai româncă dintre românce, soția mea, o ființă foarte pașnică. George! Nu cred că i-ați luat cadoul potrivit de Valentine's. Noi nu ținem această sărbătoare sexomarxistă, noi ținem Dragobetele, sărbătoare veche de 2000 de ani. Ce înseamnă cuvântul acesta, că îl folosiți foarte des? Sincer, nu știu ce înseamnă, dar îmi place cum sună, sexomarxist. Nu te și bate, covoarele, că vin Paștile! Da, o să fac și această operațiune veche de acum 2500 de ani, atunci când Burebista a tăiat viile dacilor, au rămas niște șpaliere pe care se bat covoarele din cele mai vechi timpuri. Și cum le bateți? O să le batem bine, mă ajută și colegul Focșa, că el are experiență de la bătut și de la soția. La revedere, intru la România TV în direct. Vă mulțumim! Acum vin, da, la revedere! La revedere! Dau și conțet!